Domnul George Frischmann, Bichescu Ioan. Eu vă strig numele la toți care v-ați înscris, cine este bine, cine nu. Domnul Petri și domnul Ursu Laurențiu, așa, încearcă și dâns și să dea gata cârnatul de 2 metri. Că dumneavoastră sunteți mai puși pe treabă decât ceilalți înainte. Domnul George însă rămâne de apreciat. Aplauzele dumneavoastră, vă rog. Cine ține cu domnul George? Să auzim, galerie, ceva. Și pentru domnul Ezechiel, aplauze. Nu fura asta. Gata, start. Vă rog să aplaudați pe cei doi concurenți. Hai copilul, bagă copilul că... Haideți, haideți, curaj. Galeria, nu vă dezamăgiți acum. Hai galerie la târnatul de 2 metri. Galeria, acum stați. Nu se aude nimic. Vă rog să încurajați pe cei doi concurenți alături de noi la proba cu târnatul lung de 2 metri. Este Alin și Cipri. Haideți, haideți, continuați, să vedem dacă vă clasați pe locul întâi sau nu. Haideți, curaj, 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 nu vă lăsați. Cât mai avem din timp? Mâncă ăștia, mâncă gura lor cârnat. De când am mai mâncat așa, bă, cârnat? Mai mult, cred că de când ai făcut... Mai puteți? Ce ziceți? Haideți, că mai aveți câteva secunde. Mai sare o dată. Haideți, domne, mie sunteți cel mai simpatic concurent de astăzi. Așa, așa, încă puțin, cum stăm cu timpul? Nu mă încerc. Gata, ajunge, să vă fie de bine. Chema salvarea! Cu cine m-am întâlnit, măi, Doda mea? Dragul meu, unde am intrat, Doda? La cea de-a cincea ediție a festivalului Toamna Bucatelor de la Jupânu, în aplauzele dumneavoastră, concurentul care a făcut echipa astăzi la cârnatul de 2 metri și a mâncat cel mai mult dintre toți este domnul Rostaș Emil. Aplauze! Nu a luat tocmai premiul pe care și l-ar fi dorit, adică nu a făcut recordul ăla mondial de care spunea domnia sa, dar a luat. M-am încadrat și la timp și la record și cred că o să fie cel mai super. Ești campionul? Le doresc tuturor vizitanilor o noapte plăcută, sănătate multă, să veniți ca întotdeauna pentru publicul spectator. Și cei de acasă vă doresc numai bine și succes în toate! Dacă ți se face rău, chem salvarea! Nu! Sunt foarte hotărât, mă duc să beau o bere, dau și gata! Mai bine ca anul trecut! Mai! Foarte și rău, da, da! Ne mulțumim la Dumnezeu că avem timp frumos, ne putem distra până la... Ce urmează acum? Ce urmează? Urmează, da, o bere, una după alta. Păi nu te-ați mâncat? 1,80 m, cred că mâncam. 2 și 3. De cât timp ați mai mâncat? De 3 zile n-am mâncat, vă spun sincer. Lucrez la Urbana și nu vreau să fac ceva, deci n-am mâncat de 3 ore. Vă mulțumesc de... Cum vă numiți? Emilu, pe mai mult cât ați mâncat? Să mă încerc și cu rătanești de cârnat, așa-i?